O delegație de 10 membri ai Partidului Mișcarea Populară Neamț va participa miercuri 20 iulie la Congresul Partidului de Pregătire a Fuziunii prin absorție dintre PMP și UNPR, care ar trebui să se realizeze într-un timp cât mai scurt pentru ca noua formațiune să se pregătească de alegerile parlamentare din toamnă. O să vă spun că în Consiliul Executiv Județean s-a votat o delegație din 10 membri care vor participa miercuri la congresul extraordinar care va avea loc la București, congresul PMP, privind fuziunea cu UNPR-ul. Suntem în condițiile de fuziune, iar cu siguranță după data de miercuri PMP-ul va fi mult mai puternic și neam și veți afla mai multe detalii și amănunte privind și oamenii care vor face parte din echipa de conducere a Partidului Mișcarea Populară la nivel național și la nivel județean. Președintele PMP, Laurențiu Dulamă, crede că reuniunea membrilor formațiunii politice în congres la București este de natură să clarifice și modul de rezolvare a unor nemulțumiri ce vin din ambele partide, dar mai ales de la UNPR legate de această decizie intempestivă de fuziune prin absorție a Partidului Interesului Național cu PMP-ul lui Traian Băsescu. Aceste nemulțumiri vin din partea unor actori remarcabili, Horațiu Mălăele, Arșinel, Cezara Dafinescu sau a senatorului Ilie Năstase, celebrul tenismen român intrat în politică, care susțin că n-au fost consultați de Valeriu Steriu despre o asemenea decizie politică menită să arunce UNPR-ul în brațele lui Traian Băsescu. Vă rog să mă credeți că, din punctul de vedere a Partidului Mișcarea Populară, nu este niciun fel de probleme. Ce ține de UNPR, credeți-mă că nu pot să comentez, pentru că deocamdată, până miercuri, când va avea loc congresul de fuziune și la noi și la UNPR, nu pot să vă dau niciun fel de detalii. Pe scena politică locală au loc și alte evenimente menite să demonstreze că aceasta este din ce în ce mai fluidă și imprevizibilă. Demisia deputatului Liviu Harbuz, secretar executiv al PSD Neamț, și trecerea sa în barca Partidului Interesului Național este un semnal serios că în vara aceasta vom asista și la alte mișcări, cel puțin interesante, menite să pregătească scrutinul parlamentar din toamnă, când aceiași și aceiași actori politici se mișcă de la un partid la altul în scopuri personale și în niciun caz legate de interesul cetățenilor.